Infrastructura este o prioritate pentru administrația locală, motiv pentru care anul acesta are în derulare un proiect ambițios ce cuprinde asfaltarea a 3 drumuri comunale de maximă importanță. Lucrările pentru asfaltarea drumului Izvorul Căldăraru vor demara în cel mai scurt timp, în special datorită târgului tradițional ce are loc în fiecare duminică la Miroș, ceea ce face ca acest tronson să fie extrem de circulat. Un alt drum de o importanță sporită este și Izvorul Mozăceni, ce scurtează distanța parcursă până la București cu 50 de kilometri. Ultima cale de comunicație ce se află în planurile edilului este drumul comunal 429, ce va fi asfaltat pe o distanță de aproximativ 2,5 km. Izvorul Căldăraru, care are prioritate și sperăm ca la cel târziu 20 mai să demareze lucrările, e drum cu accesibilitate pentru târgul tradițional care are loc pe fiecare duminică la Miroș. Și un drum cu acces mare. Și, bineînțeles, tot așa cu prioritate este și Izvorul Mozăceni, care scutește distanța kilometrică la București cu circa 50 de kilometri. Și sperăm că și anul ăsta să demareze lucrările. Iar aici, în localitate, avem drumul comunal 429 pe Cocoteni, la nivel de 2400 de metri.